Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează întâlnirea noastră și pe noi, robii Tăi, că binecuvânta și proslăvitește în veci. Amin. Care se confruntă
ucenici părinți, iubiți credincioși că suntem într-o biserică, aș vrea să încep cu o remarcă pe care simt nevoia să vă aduc în atenție, în sensul că de obicei atunci când noi ne adresăm tinerilor, îi numim ca fiind viitorul bisericii, al neamului, a tot ceea ce gândim noi și avem în mintea noastră. Din perspectiva mea, cel puțin, consider că o asemenea afirmație este incompletă și descurajantă, pentru că ne plasează undeva într-un viitor, cum avem noi expresia atât de simplă, viitor îndepărtat, poate fi și apropiat, nu știu, dar este un viitor la care încă nu avem acces, nu-l putem atinge, nici nu avem siguranța că vom ajunge. Nici unul dintre noi, din cei care suntem de față aici, nu avem această certitudine că vom prinde, să fiu generos în ziua de mâine, nu știu, poate nici clipa următoare. Acum asta cred că e mai mult așa de notă, pesimist mai mult. Aș spune mai degrabă despre tineri că sunt prezentul. Nu atât viitorul. Și dacă vom spune că ei sunt prezentul bisericii, al societății, al neamului, cred că vom avea un alt tip de abordare. Un alt mod de a ne privi sau de a trata sau de a analiza tot ceea ce ține de acest moment. E un moment, dacă stăm și ne gândim în fond și la urma urmei din viața noastră, tinerețea. Am simțit să fac această remarcă și după aceasta aș vrea să vă mulțumesc că sunteți aici și că ați considerat fiecare în forul dumneavoastră lăuntii că aș putea să vă împărtășesc ceva. În general, nu prea agrez întâlnirile, conferințele. Sigur, vă sună paradoxal că mă mai vedeți pe la anumite conferințe. În ultimii ani, cred că și în 6 ani, am ieșit doar forțat, în sensul foarte bun al cuvântului, fie am primit invitații din partea părinților episcopi din diaspora, față de care am un respect deosebit și o relație, să spunem, aparte. Nu i-am putut refuza în niciun fel. Fie invitații din alte zone ale țării, pe care cele mai multe le-am refuzat și unele dintre ele am încercat să le dau un curs, să fiu prezent. Vă spun acest lucru nu ca aș fi un pretențios, nu sunt deloc pretențios, însă am eu o teorie în capul meu și sunt extrem de convins de această teorie. De fapt, nu e atât o teorie, cât e ceva care mă locuiește la modul cât se poate de profund. Ca să poți să vii în fața oamenilor, trebuie să ai ceva să le împărtășești. Și nu cred că este nevoie atât de informații, cât de o stare. Că noi de asta ducem lipsă. În spatele a ceea ce spunem noi, dacă reușim să generăm o stare, să dislocăm niște inerții, atunci aș spune și aș îndrăzni să mă gândesc că n-am venit degeaba. Vă spun aceste lucruri pentru că întotdeauna am rămâne în minte și mi-a rămas în minte anumite întâlniri cu oameni care sunt cu adevărat numai spirit, numai stare. Nu reții foarte mult din ceea ce ei îți vorbesc, însă rămâi sau este imprimat în sufletul tău o anumită stare, farmecul a ceea ce El ți-a împărtășit, puterea, o anumită energie, care sunt în dărătul cuvintelor pe care noi le rostim.
Și stai câteodată în fața unui om, ești așa de, iertați-mi expresia că nu am altă la îndemână, dar luați-mi sensul cel mai bun, conotația cel mai bună, ești practic vrăjit de ceea ce spune acel om, tu nu mai ești atent la coerența ideilor, desfășurarea ideilor, cât ești prins ca într-un vârtej în starea pe care el ți-o transmite și ți-o împărtășește. Să sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră ați trăit și ați fost martori în asemenea experiențe. De aceea eu am această rezervă, să spunem, reținere. Pentru că nu mă simt și nu fac acum paradă de smerenie falsă, că suntem foarte pricepuți la asta, să știți, cu toți și în biserică mai ales. Adică cercăm noi să ne poziționăm într-o zonă defavorabilă cu gândul că poate cineva plusează ceva pozitiv din cele pe care le avem. Nu, iertați-mă, spun cu maximă sinceritate, e nevoie să ai nevoie să poți transmite stare, un anume duh din tot ceea ce spui. Acum, eu vă mulțumesc părintelui Ștefan pentru invitație, părintelui Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a veni și de a vă vorbi aici, celorlalți părinți care sunt aici împreună slujitori și bineînțeles dumneavoastră care ați văzut anunțul sau ați auzit și ați zis hai să vedem ce mai spune și părintele episcop Ignatie. Tema mi-am formulat în felul următor, păcatul mai interesant decât sfințenia, tânărul creștin într-o eră a secularizării. Dacă îmi dați voie, aș vrea să încep cu ultima parte, cea despre secularizare sau cu secularizarea. Este unul dintre cuvintele care a devenit o adevărată cenușăreasă, ca o marotă, foarte des rostit în cuvântările noastre, în luările noastre de poziție. Aș încerca în această seară să medităm împreună nu atât la consecințele negative ale secularizării, cât la beneficiile acesteia. Noi ne lamentăm. Exact când mi-aduc aminte și tot prezint acest lucru, aduc în atenție acest lucru. Eram preot în Alba Iulia și am fost invitat la o emisiune care avea drept temă de ce nu vin tinerii la biserică. Eu am spus părintelui care era realizatorul acelei emisiuni că aș dori să formulăm altfel, tema emisiunii, pentru că mi este mult mai simplu să vorbesc despre de ce nu vin tineri la biserică, decât de ce să vină la biserică. Mult mai complex, necesită un efort din partea mea și mai mult decât atâta, chiar să mă gândesc ce ar putea să fie atât de atractiv, ca să mă exprim puțin lumește, sau apetisant pentru un tânăr să vină la biserică. Părintele nu prea a fost de acord cu schimbarea temei, pentru că, sigur, noi avem această specialitate de a fi foarte negativiști și ne plângem, ne lamentăm, avem acest sentiment de victimă permanentă, sau, cum îi auziți în general, pe progresiști, că spun lucrul acesta, dau câteodată dreptate și ei, că ne comportăm ca și o cetate aflată sub asediu. Ori eu mă gândesc în momentul în care ne lamentăm tot timpul de secularizarea, de efectele ei devastatoare asupra actului credinței, asupra bisericii, asupra slujitorilor ei, nu facem altceva decât să o legitimăm sau să legitimăm aceste efecte.
să ni le interiorizăm, sigur că luăm act de ele, dar este ca și cum noi nu mai putem să le depășim. Sunt ca un zid în fața noastră, implacabil, pe care nu avem cum să-l fisurăm și pe care nu putem să-l străpungem, să-i facem o breșă, ca să-l fragilizăm, să spunem. Cel puțin așa mă gândesc. Și mi-am notat aici câteva idei pe care aș vrea să mă țin de aceste idei. Un gând foarte fain, foarte frumos, al unui creștin francez. Este o carte tradusă în limba română, Adrien Cambiar, îi spune. Și acest autor ne sfătuiește în felul următor, și cred că este valabil la acest îndemn, și pentru tot ceea ce credem noi că ar putea să fie devastator, destructiv sau ne pune în pericol credința prin secularizare. Acest autor spune în felul următor și ne dă următorul sfat. Prima noastră datorie de străjeri este aceea de a privi noaptea așa cum este ea. Incredibil. Deci prima noastră datorie de străjeri este aceea de a privi noaptea așa cum este ea. Sigur, nu trebuie să ne scape din vedere și două texte scripturistice, care într-un fel, zic eu, ne ajută să ne raportăm sau să avem o abordare mult mai blândă, mult mai așezată față de tot ceea ce înseamnă secularizare. Să nu credeți că eu acum am venit în seara aceasta să idolatrizeze secularizarea, nici de cum, ci să ne gândim cu toții și sunt convins că ați ajuns la această concluzie, procesul secularizării este unul iminent. Nu îi ne putem sustrage, oricât ne-am plânge și oricât am vrea noi să-i scoatem la iveală hibele ei. Este iminent, vine ca un tăvălug și de noi depinde cum reușim să fentăm acest tăvălug, dacă vreți, și să treacă pe lângă noi. Va lăsa ceva dure, va lăsa anumite, să spunem, găuri, nu numai breșe, în tot ceea ce înseamnă actul credinței. Însă depinde de noi, și la aceasta suntem chemați ca și creștini, inteligența pe care o avem, de puterea credinței noastre, ca o mărturie, care să fie în stare să niveleze toate aceste gropi pe care le lasă în spate secularizarea. Sunt două texte scripturistice pe care aș vrea să le avem în vedere, ori de câte ori asistăm la defăimarea bisericii, bajocorirea ei, ironizarea ei, persiflarea ei și mai mult decât atât, calomnierea ei. Hristos în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 15, versetul 20, ne spune așa: dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Sigur că Hristos aici nu ne spune la ce fel de prigoane este vorba. O putem înțelege și prigoana din primele veacuri creștine, martirii, cei care își dădeau viața pentru Hristos. Și Sfântul Nicolae Cabasila spune un lucru tare frumos despre martiri. De unde aveau ei această capacitate să rămână neîncovoiați, să rămână verticali în trăirea credinței lor, în dragostea lor față de Hristos, chiar dacă cei care erau de față erau majoritari păgâni și oricând ar fi putut să-l linșeze. Ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a și întâmplat. Pentru ei nu era un pericol că viața lor le va fi luată.
De ce? Sfântul Nicolae Cabasila ne spune că martirii mergeau înspre această mărturisire a credinței, chiar cu prețul vieților, nu din curaj. Noi spunem că din curaj, ci din dragoste față de Hristos, care e mult mai mult decât curajul. Sigur că acest curaj este unul care se naște din această dragoste. Dacă n-ar fi fost dragostea față de Hristos, n-ar fi avut nici curajul. Stăm să ne gândim la arhidiaconul Ștefan. El era într-o sinagogă. Toți care l-ascultau erau majoritar evrei, iudei. El știa, avea conștiința aceasta atât de clară, limpede, arhidiaconul Ștefan, că orice cuvânt va spune despre Hristos, orice va mărturisi despre Hristos, îl va costa viața. Ceea ce s-a întâmplat. Dar n-a avut niciun fel de frică. Dimpotrivă, Dumnezeu l-a făcut părtaș unei teofanii. L-a văzut pe Hristos în slavă, stând în picioare, cum spune Nicolae Steinhardt, în picioare, din respect față de mucenicul care își dădea viața pentru el. Această prigoană, revenind la textul din Scriptură, poate să fie și prigoană aceasta psihică, să spunem, sau una de natură socială pe care o trăim noi acum. Și dumneavoastră, poate, la locul de muncă, și noi în societate, când mergem îmbrăcați în reverendă sau avem procesiuni în spațiul public, suntem ironizați. E o formă de prigoană. Noi ar trebui să ne bucurăm. Nu să ripostăm. E greu. Nici eu n-am puterea aceasta. Și tendința mea aproape naturală, instinctuală, aș spune chiar, este de a riposta când cineva mă bajucurește în credința mea, în modul meu cel mai personal în a mă raporta față de Dumnezeu. Uit, n-am în capul meu acest cuvânt al lui Hristos. Că ori de câte ori suntem prigoniți, de fapt, din punctul acela noi începem să devenim ucenicii Lui. Dacă acceptăm acest lucru, să fim prigoniți în numele Lui Hristos, fără să ripostăm. Exact ca și Hristos. Hristos pe cruce. Asta este ceva incredibil. Ori de câte ori citesc pasajele scripturistice care fac referire la pătimirile lui Hristos, sunt uimit, sunt într-o stare de surprindere, aș putea spune. Nu că n-ar fi fost posibil acest lucru, ci de surprindere mai ales cu referire la mine ca om. Când mă uit la Hristos, batjocorit, persiflat, ironizat de către toți, și el ce făcea? Tăcea. Toți evangheliștii consemnează acest verb. În puhoiul acela, în vâltoarea aceea a unei uri imense îndreptate înspre Iisus Hristos, Dumnezeu omul. Două, trei intervenții a avut Hristos pe parcursul pătimirilor. În rest, mi se spune că el tăcea. De ce? Vorbea jertfa sa. Vorbea dragostea sa. El nu se apăra în fața celor care îl calumniau. Și în fața celor care au beneficiat de minuni. Probabil că mulți dintre cei care l-au răstignit, sau poate o parte dintre ei, unul, doi să fi fost numai, s-au bucurat de cuvintele lui Hristos. Poate chiar ei s-au minunat de modul cum le vorbea Hristos. Sau de minunile pe care le-a săvârșit, vindecările și așa mai departe. Hristos nu s-a apărat. Sigur că acest lucru nu este în contradicție cu mărturia sau cu mărturisirea credinței. Ci mărturisirea credinței să nu o facem zgomotos. Să nu aveți încredere în oamenii care urlă, zbiară. Sunt atâția în societatea noastră. Toți se cred niște salvatori, un fel de Mesia, cu ghilimele de,
de rigoare. Nu aveți încredere în ei. Nu sunt profunzi. Sunt extrem de superficiali. Doar manipulează și au nevoie de un anume capital. Fie dacă sunt din politică electorală sau din sfera vieții publice, capital de imagine și așa mai departe. Fiecare știe ce are în spatele acțiunilor pe care el le întreprinde și crede că poate să fie de folos societății. Prin gălăgie și prin zgomot. Foarte mult. Suntem pur și simplu agresați fonic de multe ori prin zgomot. Mărturisirea de credință sau mărturia pe care noi suntem chemați să o dăm ar trebui să fie una inteligentă, discretă și poate mai puține cuvinte și mult mai multă stare despre care v-am vorbit chiar la începutul întâlnirii noastre. Deci noi când ajungem în punctul acesta de a fi prigoniți, este momentul în care putem spune suntem ucenicii lui Hristos. Este cuvântul lui, nu e al meu. Al doilea text, legat de modul cum să ne raportăm la secularizare și să nu ne mai victimizăm atâta. Și o să vedeți, când ajung la câteva puncte, că eu îmi propun să cartografiez, să fac o geografie, dacă vreți, sau niște borne ale consecințelor acestora, ale secularizării și să vedem că din aceste borne, consecințe pe care noi le resimțim ca fiind foarte negative și ca un impact puternic asupra noastră, ele pot fi un punct de împlecare în ceea ce privește trăirea profunzimii credinței noastre. Al doilea text pe care Hristos îl încredințează ucenicilor săi la cina cea de taină. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Ce înseamnă a fi secular? A trăi într-o contradicție flagrantă cu tot ceea ce ține de preceptele Evangheliei, cu modul de viață al Evangheliei. Adică îți asumi un mod lumesc de a trăi. Că acest lucru înseamnă secularizare. Și nu o spunem de pe pozițiile unei superiorități. Noi cu toții facem parte din această lume. Suntem parte a acestei lumi pe care nu suntem chemați să o demonizăm, să o înfierăm cu orice preț, ci să căutăm să o transfigurăm. Să convertim tot ceea ce nouă ni se pare destructiv, negativ și cu un anume impact să fie ca o binecuvântare pentru noi. E greu. Presupune un efort. E mult mai simplu. Revenind la ceea ce v-am spus despre emisiunea aceea, i-am spus părintelui, părinte, e foarte simplu pentru mine să vorbesc despre iad, furci, zmoală, catastife, tot ce vrei, tot tacâmul ăsta, tot evantaiul. E foarte simplu. Și să găsesc tot felul de motive pe care să le aduc în atenție de ce nu vin tineri la biserică. Că trăiesc o viață dezmățată, că sunt dezordonați, că sunt mai atașați de tot ce înseamnă distracție, cultura asta divertismentului. Că e foarte simplu. Vedeți cât de rapid îmi vin cuvintele și cât de ușor pun diagnosticul. E foarte greu să ofer și o soluție. Să ofer la acest diagnostic și un tratament. Dacă mă puneți pe mine să vorbesc acum despre rai, mi-e mai greu. O voi face, probabil, așa. Dar poate nu vei avea același aplomb. Că atunci când vorbesc despre, să spunem, tot ceea ce ține de negativul vieții noastre. Pentru că este în noi, îl trăim, fiecare dintre noi, ne este mult mai aproape, suntem mult mai familiarizați. Și parcă am fi în sucul nostru. Acolo, fierbe. E foarte simplu.
să vorbești despre ceea ce te dezumanizează, te desfigurează pe tine, pe tine ca om, despre păcat, foarte ușor. Greu să vorbești despre har, despre lumină, ce înseamnă să fii în comunie cu Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu. Vedeți și despre rugăciune. Noi înțelegem rugăciunea, fac o mică paranteză, ca să nu fie chiar o acoladă, dacă mă lungesc, ei poate iau acoladă. O paranteză, noi ne rugăm gândindu-ne că rugăciunea înseamnă cererile noastre, problemele noastre. Când de fapt rugăciunea înseamnă să-L chem pe Dumnezeu în viața ta. Și m-am luminat și eu la cap, uitându-mă la cei care au experiență, la cei care au trăit cu adevărat în Dumnezeu. Sfântul Grigorie Sinaitu spune că rugăciunea, și dă cea mai frumoasă definiție a rugăciunii, rugăciunea este însuși Dumnezeu care se roagă în tine. Incredibil. Noi asta știm despre rugăciune, punem pomelnicul și ne punem problemele noastre. Pe pomelnice sunt prea puține să spunem cereri de felul, Doamne, ajută-mă ca rugăciunea aceasta când vin la liturghie, la veciere, la utrenie, vreau să te întâlnesc, să te văd pe tine. Sau, eu n-am venit la biserică astăzi ca să-ți vorbesc eu, ci ca să te ascult eu pe tine. Să văd ce îmi vei spune tu mie, Doamne, astăzi. Pentru asta am venit la biserică. Că noi, ați văzut, cam tot noi vorbim. Și tot noi avem o turație și ne accelerăm în fața Domnului cu toate problemele noastre. Dar tu când vrei să-L mai asculți pe Domnul? Să vezi ce-ar vrea El să-ți spună ție în liturghie? Care-i cuvântul pentru inima ta și care să aprindă ceva? Să te facă o vâlvătaie. Cum spune Domnul în Evanghelie, foc am venit să aduc pe pământ și cât de mult aș vrea să ardă acest foc. Închidă paranteza care mergea înspre aculadă. Ori vorbim despre dragoste, dar noi nu avem între noi creștini și știm cu toții. Și cel mai mic indiciu după care ne dăm seama că nu este dragoste, vi-l spun eu. Și o să ziceți, da, chiar așa? Noi ne gândeam la chestiuni mai complexe, mai ample, de anvergură, în care încercați să ne le aduceți în discuții, să detaliați, să veniți cu o panoramă. Nu, simplu. Te duci la împărtășit și cineva din greșeală te calcă să intre cumva în fața ta. Și tu ești aproape, la potire. Vai de-a ce te superi. Și rapid i-ai aplicat o replică. Nu ești la piață aici, nu te împinge. Te rog frumos, țineți rândul și așa mai departe. Tu ăla, care ești nervos, agitat, deja neuronii tăi sunt inflamați, îi dai lecții, celuilalt să aibă răbdare. Dom'le, dar ce paradox! Și pe ipocrizie! Dar unde-i dragostea? Și să știți că asta o trăim cu toți. Și eu trăiesc, nu vă faceți iluzii. Vedeți cât de bine vorbesc despre asta, pentru că trăiesc și eu aceste lucruri. Nu vi le spun ca și cum eu sunt așa basma curată de toate aceste stări. Le trăiesc și eu. Și îmi dau seama că undeva e o ruptură între ceea ce vrea Domnul de la noi, dragostea, și eu mă validez ca fiind ucenicul lui când am dragoste, unul față de celălalt. Și aici am putea vorbi mult ce înseamnă dragostea. Asta ar putea să fie o altă temă. Beneficiile secularizării. Deci am stabilit, este excelent să nu ne victimizăm, să nu ne lamentăm. Dacă veți citi plângerile lui Ieremia din Vechiul Testament, chiar dacă această carte se intitulează în felul acesta, mesajul ei este altul. Ieremia vrea să-l cheme să simtă prezența Domnului în viața lui. Nu atât plângăceala în sine. Vezi că noi de multe ori când suntem într-o stare de derută, de tulburare, de frământare lăuntrică, accentul cade pe durerea aceea, pe suferința care ne
acaparează și ne paralizează, nu atât pe simțirea unei prezențe în viața noastră, a lui Dumnezeu, sau și a celor din jurul nostru, care ne sunt prieteni și ne pot ajuta într-un moment de cataclism, un moment de răscruce, cât să simți prezența acelui om de lângă tine. Foarte mult te ajută acest lucru. Exact cum ne dau sfatul cei care se pricep foarte bine la aceste lucruri, atunci când ești extrem de furios, foarte nervos, dar nu reușim tot timpul, să-ți pui ție însuți că ești furios și că ești nervos. Și vezi vedea că intensitatea furiei scade instantaneu. Devii hipoglicemic din perspectiva aceasta a furiei. Totul se așează. Încercați numai acest exercițiu. Nu vă ies să vă spun, că nici mie nu mi-a ieșit. Să simți o prezență în viața ta, prezența lui Dumnezeu. De aceea, secularizarea nu înseamnă victimizare. Deci, prima noastră datorie, ca să avem acel citat în capul nostru, este datoria de străjeri, prima noastră datorie de străjeri, este aceea de a privi noaptea așa cum este ea. Și cum arată această noapte, să spunem, a secularizării? Și eu le-am luat pe puncte. Și m-am uitat puțin la cei care sunt mult mai pricepuți decât mine în ceea ce privește analiza impactului secularizării asupra actului credinței, asupra vieții bisericii. Un autor, și n-aș vrea să fiu pedant, doar așa ca și informații, să spunem, bibliografice, poate unii vreți să aprofundați acest gând, această idee, un autor italian, este o carte foarte bună tradusă în limba română, Alessandro Barico, și cartea se numește Barbari. Tradusă la Cumanita, să mai țin minte anul, și are acolo un capitol extraordinar legat de tot ceea ce înseamnă una dintre caracteristicile modernității târzii, ceea ce trăim noi acum, vremurile pe care noi le trăim, ele așa sunt numite, modernitate târzie. Și una dintre caracteristicile modernității târzii este pierderea sufletului, spune acest autor. Și el înțelege prin această pierdere a sufletului, nu se referă neapărat la ceea ce înțelegem noi suflet, ca parte componentă a existenței noastre, partea spirituală, să spunem, dimensiunea spirituală din noi. Și el înțelege prin această pierdere a sufletului, ca o caracteristică a unei societăți secularizate sau a modernității târzii, ca pierderea profunzimii, pierderea adâncimilor, pierderea a tot ceea ce este cu adevărat stabil și nu fluid. Noi trăim într-o societate fluidă. Toate lucrurile sunt extrem de relative. Expresia nu este a mea, este a unui alt autor, care chiar are o carte intitulată în felul acesta, Societatea fluidă, lichidă. Adică, el face comparația aceasta așa cum sunt banii lichizi și umblă, comercializăm, se devalorizează, sau în anumite momente benefice din punct de vedere economic, au valoare deosebită. Nu e nimic sigur, totul este extrem de fluctuant. Transpunând aceste imagini a banilor, cu referire la valorile spirituale, și ele sunt tratate tot în felul acesta, ca fiind fluctuante, relative, lipsite de conținut și nu mai au niciun fel de însemnătate pentru viața noastră. Păi acest lucru, să știți că pe mine mă ajută foarte mult. Dacă una dintre caracteristicile unei societății secularizate este pierderea sufletului ca pierdere a profunzimilor, păi pe mine trebuie să mă pună într-o stare de alertă ca și creștin, să caut profunzimea credinței, trăirii credinței, în biserică, liturghie, mai ales în liturghie. Și cum poți să cauți profunzimea credinței? În primul rând, înțelegându-o. Intrând în acest, angajându-te
în acest efort de a înțelege credința, de a o pricepe și de a te debarasa de această prejudecată că tu nu ai voie să pui întrebări cu privire la credință. Păi noi avem o duminică dedicată unuia dintre apostoli care și-a permis luxul, ca să nu spun chiar obrăznicia, să nu creadă în înviere. Și să le spună colegilor de apostolat, Toma, nelămuritul, că nu i-aș spune necredinciosul, că n-a fost necredincios, nelămuritul sau îndoitul, nu voi crede. Până nu îl voi vedea pe Hristos în carne și oase, el însuși, semnul ranelor de pe Golgota, de pe cruce, nu voi crede că a înviat. Puteți să-mi spuneți ce vreți voi. Că au venit femeile mironosițe, că s-au dus dis de dimineață și au găsit piatra de la ușa mormântului rostogolită, lumină în mormântul acela al învierii și un înger care a vestit învierea, nu voi crede. Mai ce lux! Grozav! Mie îmi place Toma! Excelent! De ce? Pentru că el n-ar fi putut să-și rezolve această îndoială a credinței, pe care, dacă noi ne uităm, această îndoială, ne vom uita în textele liturgice, nu este ca fiind un păcat. Nici ca ceva reprobabil. În textul din Duminica Tomii de la Utrin, dacă vă veți uita și la vecernie, se va spune acolo, îndoiala care a născut credința. Și am numit îndoiala adevărată cea care te problematizează, chiar îți dă insomnii. Probabil cum i-a dat insomnii și lui Toma. Pentru că tu cauți o soluție, vrei să parcurgi drumul de a se lămuri lucrurile, nu te oprești undeva la mijlocul acestui drum și zice, în regulă, pun la îndoială și cu asta am terminat povestea. Îndoiala este moașa credinței. Noi să avem curajul să ne punem întrebări legate de credință. Și nouă înșine, și părinților la care ne spovedim, duhovnicilor, să la o conferință, cum suntem aici, să avem curajul de a ne întreba despre ceea ce înseamnă credința sau dilemele cu care noi ne confruntăm. Cât de frumos s-a raportat Hristos față de Toma. Zic și eu acum, mă îndrăznesc și aproape obraznic, dacă aș fi fost în locul lui Hristos, îl trăgeam de urechi pe Toma și spuneam vreo câteva. Păi, nu ți-i iau cum? Ai stat lângă mine, m-ai văzut că fac minuni, ți-am promis că voi învia. Păi tu ce credibilitate îmi dai? Tu cum validezi toate cuvintele mele? Foarte simplu, fiind tu numai singur, făcând un exercițiu de sinceritate, că tu nu vrei să crezi. Așa. Ți-o venit ție în cap, ca să nu zic verbul ăla frumos al nostru românesc. Ți-o cășunat. Că nu crezi în înviere, nu vrei să crezi în înviere. Nimic din toate acestea. Delicat, gingaș, cum este Domnul, întotdeauna cu cei care sunt sinceri. Îl invită pe Toma, haide să vezi semnul cuielor, ranelor mele, să mă vezi că sunt eu. Și Toma exclamă. Dar de ce exclamă? Nu numai că era în fața unei evidențe pe care el n-ar fi putut să o nege. Ar fi prea puțin, iertați-mă. Dacă noi credem credința, ne gândim la credință, că e nevoie doar de evidențe pe care n-am putea să le negăm în niciun fel, ar fi prea sărată credință. Toma ne învață altceva, prin acel Domnul meu și Dumnezeul meu. Dacă până în momentul în care el a fost în fața lui Hristos și a fost invitat ca să pipăie semnul ranelor, credința în înviere ținea de zvon, era zvonistică, bună, simpatică, spusă, rostită de către colegii lui, prietenii lui, femeile mironosițe, dar era totul la nivel de zvonistic, adică ceva care ținea de exteriorul vieții lui spirituale. Când l-a întâlnit pe Domnul, învierea a devenit pentru el o realitate personală, intimă. Nu numai că
că era o evidență. Na, ce-ar fi putut să spună dacă Hristos era în fața lui? Dar a devenit o realitate personală, intimă a vieții lui, profundă. De aceea a spus, ești Dumnezeul meu. Nu mai ești o poveste simpatică, sau cum se spune acum, o narațiune minunată. Tu, Doamne, ești realitatea mea personală. Un exemplu pe care l-am luat din Scriptură, plecând de la faptul că una dintre caracteristicile modernității târzii este pierderea sufletului, adică pierdem profunzimea. Și cu toții asistăm, știm, vorbim, ca suntem martori unei superficialități în foarte multe din domeniile vieții noastre sociale, din păcate și în viața spirituală. A doilea beneficiu, nu știu cât timp am, părinte, aoleu, deja o oră am vorbit, îmi făceam probleme că n-o să, că e prea mult, când mi-a zis părintele cam cât să vorbesc, o oră jumătate, și zis, părinte, dar nu vreau o oră jumătate, e cam mult, să lăsăm mai mult timp pentru întrebări. Vedeți, planul de acasă nu se potrivește cu ăla din târg. Am să mă opresc asupra, am aici 7 puncte, mă opresc, am să mai selectez din ele. Am să mă opresc asupra punctului 3. O altă caracteristică a unei societăți, să spunem, secularizate, este confortul. Din toate punctele de vedere. Și mai ales cel de natură tehnologică. Uitați-vă cât de bine mă folosesc de ce am aici în față. E un confort. N-am mai venit cu cărțile după mine. Am făcut un screenshot la paginile pe care aveam eu, dacă am, o să vă zic și un citat două, le-am transferat în memoria tabletei și am rezolvat problema. Mi-am notat ideile aici, citatele de care aveam nevoie din 6-7 cărți, am venit cu biblioteca întreagă aici. E un confort de care ne bucurăm și o binecuvântare, este extraordinar. Însă acest confort atrage după sine și ca să înțelegem puțin mai bine, să ne gândim la modul cum folosim rețelele de socializare și mai ales mesageria de, sau comunicarea aceasta de tip instantanee. Toate mesageriile avem fiecare dintre noi instalate mai multe aplicații. Acum e pe alese, fiecare cum crede și cum dorește. Cert este că toți caută confidențialitatea, care de fapt nu există. Toată lumea caută și unul dintre principiile sau criteriile pe care își descarcă o anumită aplicație, care e mai sigură, mai confidențială. În fine, e o amăgire, e o minciună, pe care noi o credem cu foarte conștienți. Acest tip de comunicare instantanee, rapidă, este cea care are un efect de care poate suntem conștienți sau nu suntem conștienți. Nu sunt eu cel care am ajuns la asemenea concluzie, însă o văd deja instalată în mine. Am găsit-o la alții, denunțată extrem de bine, științific, frumos, e o carte a unui medic psihiatru austriac, Manfred Spitzer, Demența Digitală. Carte excelentă. Nu e scrisă de popi. Ca să zică că ei demonizează tehnologia. Ceea ce și asta e o minciună, nu-i credeți. Că noi nu demonizăm tehnologia. Noi avem texte în filocalie care ne spun cum să ne raportăm față de tehnologie. Sunt un maxim mărturisitor, că nu mâncarea în sine este rea, ci îmbuibarea. La fel, tehnologia în sine nu este rea, ci modul cum o manevrezi tu. Și acest lucru, să știți că l-a spus un alt autor și chiar m-aș bucura dacă ați găsi cartea, a apărut în anii trecuți,
ai niște chestii fenomenale. Dar nu divaghez, nu merg în zona aceea. Poate să revină spre lui. Cum ne raportăm noi din punct de vedere relațional? Cum relaționăm față de cei din jurul nostru? Exact așa cum deja ni s-a imprimat în mintiuca noastră, în neuronașii noștri, care sunt foarte plastici și primesc absolut totul, în grabă, cu intermitențe, sacadat și fără răbdare. Adică, am găsit eu un adjectiv, ne comportăm oațăpește. Adică, cum vezi că-ți vin notificările, rapid, n-ai răbdare, trebuie să te duci să vezi, pui mâna pe carte, din 5 minute, simți nevoia să-ți verifici Facebook-ul, Instagram-ul, Telegram-ul, tot ce ține de social media, tot. Totul este făcut cu întreruperi, cu intermitențe. Parcă ai fi întotdeauna când ești în trafic, e galbenul ăla intermitent. Nu știi cum să-l prinzi, cum să-l fentezi și să depășești, să treci de intersecția respectivă. La fel, când intrăm și navigăm pe internet, navighez pe internet, nu mai ai răbdare să stai pe pagină, scrollezi sus, în jos, te duci dintr-o parte în alta și constați că îți spune foarte deștept și ăsta telefonul, îți spune și câte ceasuri ai stat. Și tu afli pe parcursul unei zile, ai stat 6 ore, 7 ore. Ok, am stat, prea mult, extraordinar, dar în următoarea zi stai tot la fel de mult. Și peste o săptămână tot la fel de mult, tot 6-7 ore, tu constați și îți dai seama că e o problemă. Dar nu e nicio măsură. Scrollăm, da? Dăm sus în jos imagine. La fel se întâmplă și în relațiile dintre noi. Nu mai e răbdare. Scrollezi relațiile. Sus în jos. Nu mai e răbdare să intri în inima celui de lângă tine. Să-l asculți pe cel de lângă tine. Tu deja ești, cum spunea acest autor, că noi trăim într-o societate narcisistă. McLuhan îl cheamă. Care a scris o carte intitulată foarte sugestiv. Mediul este mesajul. Adică ceea ce te înconjoară pe tine îți dă și mesajul. Până să ajungă conținutul propriu-zis al mesajului, tu trăiești într-un anumit mediu care te influențează și tu acționezi. Și te comporți narcisist. Dar narcisist nu în sensul. Și explică acest autor că narcis în momentul în care s-a uitat în apă și și-a văzut propriul chip, el de fapt nu s-a îndrăgostit de propriul chip, ci el a constatat că este o extensie a chipului său. Auziți? Așa numai, extensie. Era îndrăgostit și era aproape uimit încât într-adevăr a rămas amorțit că îl strica ecoul. Dar nu era nemișcat. El era fascinat, nu atât de chipul său, cât de faptul că acel chip al său poate să aibă o extensie. Și acest autor spune că și telefoanele sunt extensiile noastre și suntem fascinați de ele. Sunt produse dintr-un alt material, dar ele ne imită pe noi. Mă credeți că psalmistul David a vorbit despre tehnologie în psalmii lui? Nu o să mă credeți. O să vă dau un text pe care l-a adus în atenție tocmai acest autor, care e laic, ca să vedeți. Laic. Și l-a notat aici. Este din psalmul 113, versetele 12 la 15. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești, gura au și nu pot vorbi, și nu vor vorbi, și nu vor grăi, dar cred că vor ajunge să-și grească. Ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi,
Mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Nu vi se pare că se vorbește despre toate device-urile noastre simpatice de care noi suntem îndrăgostiți? Unde am vrut să ajung? Această stare de confort de care ne bucurăm și este o binecuvântare, ar trebui să o luăm și în viața noastră duhovnicească. Pentru că, vedeți, avem un anumit confort că suntem majoritari în România, ortodoxi. Avem un confort și întotdeauna ne ghidăm după sondaje. Suntem 80 și ceva. Sigur că progresiștii sau regresiștii sau stângiștii, leftiștii au toată grijă să ne spună a scăzut biserica în sondaje. Gata, e o problemă, e hibă mare. Dar nouă ne este inoculat un confort în ceea ce privește trăirea credinței. Ne culcăm pe ureche. Nu mai avem acea conștiință a creștinului din primele veacuri creștine, care era minoritar. Sau cum sunt românii noștri în Occident. Unde am fost acolo? Eu le-am spus preoților din Vaslui, atenție, eu vin din viitor în prezent. Am fost în viitor și acum sunt în prezent. Ce se întâmplă acolo, se va întâmpla și aici. Nicio problemă. Nu vom fi salvați de absolut nimica. Acolo, și nu atât, eu nu merg pe ideea de a demoniza Occidentul. Sunt atâtea lucruri minunate pe care le putem învăța din Occident. Ci cât o lipsă de atenție în ceea ce privește transmiterea credinței. Transmiterea credinței, se există mai multe relee de transmitere a credinței. Așa cum sunt releele care transmit semnalul pentru telefoanele noastre. Cum ne văd toți acum pe Facebook, este live. Care sunt releele noastre transmitere a credinței? Sunt cel puțin două. Familia și comunitatea de credință, parohia unde te duci. Cele două relee foarte puternice și care ar trebui să dea un semnal, nu 5 liniuțe cât vedem noi pe telefon, 1000 de liniuțe ar trebui să dea ca semnal cum ne trăim noi credința. În Occident sunt foarte mulți părinți care își dau seama că dacă ei nu le vorbesc copiilor în familie despre credință, ei vor pierde pe acei copii. Pentru că ei trăiesc într-un mediu care este infuzat, incesat, de toate aceste ideologii. Care subminează, sabotează Evanghelia, actul credinței. Dacă ei nu vor avea grijă să contracareze, nu prin urlete, nici țipete, nici manifestații în stradă și așa mai departe. Nu e nevoie de așa ceva, ci prin mărturia pe care tu poți să o dai copilului tău. În viața de familie. Tu, ca și părinte sau ca părinți, dacă ei nu te-au văzut pe tine rugându-te niciodată, nu îl vei convinge că trebuie să se roage. Deși sună ciudat, trebuie să se roage. Dacă nu te-au văzut pe tine ca părinte că-ți cer iertare, când îi greșești soției tale sau soțului tău, nu va avea rând să învețe. De aceea sunt acum, la fel, foarte multe studii care vorbesc despre faptul că noi asistăm la o situație inedită. Educația copiilor este lăsată în grija tehnologiei. Nu a familiei. Ce face un părinte când e nervos copilul? Știți ce face? Că eu l-am văzut. Dă-i telefonul în mână. Ai început să le duci, fără să-ți dai seama. Dar le duci într-un fel care te va costa. Din punct de vedere neuropsihic, ca stare interioară, ca mod de raportare față de tine și așa mai departe. Te va costa.
tu rezolvi problema, ai un pic de liniște, pentru că tu ești egoist. În loc să ai un pic de efort, să depui un pic de efort, sigur, mă, vă vorbește un nensurat și să-mi spuneți că nu-s calificat și sunt de acord cu dumneavoastră. Dar am mai fost și eu prin casele, că nu stau numai la birou. Și vezi cât de greu e să duci un copil. Și dacă ai și 4-5, cum am văzut eu într-o familie, toți cu toate dorințele și capriciile lor, păi te-au epuizat la mamă. Și dacă lipsește și tata din viața de familie, ceea ce se cam întâmplă, că tata crede că îi aduce banii și mama să stea la cratiță și la schimbat nu scutece, ci pampers, e greșit o asemenea abordare. Și ca tată, și ca mamă care vrei să te descotorosești repede de copil când în momentul în care îți pune la încercare toată răbdarea. Ori starea aceasta de confort, care este una dintre caracteristicile secularizării, dacă nu vom fi atenți, vom pierde. Foarte mult. Sigur că pe primii creștini nu-i interesau să fie numeroși. Eu n-am găsit în literatura patristică de specialitate vreo preocupare a primilor creștini ca să nu se diminueze, numeric vorbind. Aveau alte preocupări. Să trăiască liturghia, să înțeleagă credința și să-și o apere. Astea erau preocupările lor, nu sondajele. De aceea vă spun cu toată sinceritatea, pe mine nu mă impresionează sondajele. Nu intru în toată discuția legată de sondaje, care e o altă poveste imensă. Ce altceva aș vrea să vă spun? Dacă ar fi fost această modă a sondajelor în vremea Mântuitorului, Mântuitorul ar fi fost la cota minimă în ceea ce privește sondajele. Câți au mai fost la picioarele crucii? 3, 4, 5, să-i numărăm câțiva, în rest toți, vehement și cu toată ființa lor, cu decibelii la maximum, răstignește. Dacă s-ar fi făcut un sondaj în vremea Domnului Hristos, ar fi pierdut, să mă ierte Domnul că mă exprim așa în felul ăsta, și e o îndrăzneală cu brio. De aceea, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să ne lăsăm hipnotizați, fermecați de tot ce înseamnă sondaje. Asta nu este o invitație la confort și ne culcăm pe ureche. E o mică alertă, te gândești că ceva se întâmplă, e un mic semnal pe care îl primești în corpul acesta eclezial, în corpul bisericii, în trupul bisericii și începi să spui niște întrebări. Dar nu să ajungi într-o stare de depresie că am scăzut în sondaje. Să fim foarte serioși. Vom mai scădea. Veți vedea. Și nu sunt profet. Asta e realitatea, direcția în care noi vom merge. Dacă nu vom ieși din starea de confort în trăirea credinței și biserica aceasta superbă, splendidă, peste 20-30 de ani, poate 50 să spunem, va fi o agenție de turism simpatică. Sau un restaurant, sau un hotel. Sau unde, sau, dacă vreți, vă pot da, am fost duminica trecută, în nordul Scoției, în Aberdeen, am avut o slujire, 3 biserici, una lângă alta, toate transformate într-un hotel. Alta era casino, auziți? Cu strănile păstrate, vitralile, totul. Tu știi că ai intrat într-o biserică și am intrat înăuntru. Și unul de acolo m-a luat așa în zeflemea. Mi-a zis, părinte, ai venit biserica pe care ai pierdut-o? Ce să-i spun? Ori dacă nu ieșim din zona de confort, vom pierde. Și un ultim aspect. Iarăși un text.
Și mai revenim la partea de păcat și sfințenie. Scurt. Un autor care la fel mi este foarte drag ne spune așa că neglijăm prea mult semnificația disparițiilor. Adică nu suntem atenți la ceea ce dispare la un moment dat. Dacă am fi atenți, atunci am avea vigilența mult mai activată. Ce vreau să spun? Și aici aș vrea să vin în zona spirituală în ceea ce privește secularizarea, care este legată și de sfințenie și de viață de păcat. Părintele Alexandru Schmemann este cel care spune că secularizarea nu înseamnă neapărat negarea lui Dumnezeu, nici pierderea centrului, cum este înțeleasă în sensul clasic, să spunem, secularizarea, adică biserica pierde centrul și este aruncată la periferie. Totul este gândit în logica secundarului. Biserica trebuie să fie într-un plan secund în viața publică. Ai nevoie să-l văd pe popa cu sfeștocul sau cu busuiocul și cu cădenița în spațiu public. Să stea el acolo la biserica lui și dacă vrea să meargă la credincioșii lui. Părintele Schmemann spune că secularizarea este mai mult decât atât. Și dacă mă îngăduiți, aș vrea să vă dau acest citat. Este excelent. Și cred că surprinde o realitate cu care noi ne confruntăm. Secularismul, spune părintele Alexandru Schmemann, a fost analizat, descris și definit în anii din urmă, într-o mare varietate de feluri. Dar după câte știu, niciuna dintre aceste descrieri nu a accentuat un punct pe care eu îl consider esențial și care într-adevăr descoperă mai bine decât orice altceva adevărata natura secularismului. Și care astfel poate da discuției noastre orientarea potrivită. Secularismul, și aici, este osia, ideea centrală a textului. Secularismul, după părerea mea, este mai presus de toate o negare a cultului. Nu a existenței lui Dumnezeu, nu a unui anumit fel de transcendență și prin urmare a unei anumite religii. Dacă secularismul în termeni teologici este o erezie, el este în primul rând o erezie despre om. El este negarea omului ca ființă cultuală, ca homo adorans, cel pentru care cultul este actul esențial care nu numai că afirmă umanitatea sa, ci o și împlinește. Este unul dintre aspectele pe care noi îl constatăm. Negarea cultului, adică slujbele, nu mai prezintă o importanță. Se rarefiază numărul celor care înțeleg ce se întâmplă în liturghie. Sau la o vecernie. Câți mai vin la vecernie? Câți mai vin la otrenie? E părintele singur cu sfinții de pe pereți și sfinții îngeri. Pentru că nu mai înțelegem. La liturghie, dar nu înțelegem nici liturghia pentru ce venim la liturghie. Noi credem că venim la liturghie pentru a da un pomelnic. A spune în Doamne miluiește sau cel mult părintele se va ruga pentru mine și mă va pomeni la proscomidie. O rostul venirii la liturghie, esența venirii la liturghie este împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Așa cum pentru un cleric, un slujitor este de neconceput, inadmisibil să slujească și să nu se împărtășească, la fel ar trebui, în aceeași logică, să gândească și creștinul. Pentru că și creștinul este împreună slujitor cu slujitorul care are harul primit prin chirotonie de la altar și cel care rostește rugăciunile în numele comunității. Pentru că să știți că rugăciunile toate, liturghie, sunt ale dumneavoastră. Sunt rostite de mine ca episcop sau ca preot în numele dumneavoastră. Toate sunt la plural, dar nu le auziți. Niciunul dintre dumneavoastră. Pentru că părintele și le spune pentru el numai. Este unul dintre motivele pentru care eu consider că se pierde în ceea ce înseamnă
frumusețea liturghiei. Nu mai înțelegem rostul venirii noastre la liturghie și că ne cheamă Hristos să ne împărtășim. Sigur, spovedanie, pregătire, tot ceea ce se implică și ține de tine ca om. Dar nu cu conștiința faptului că tu, dacă te-ai spovedit, ai postit, ești un om virtuos, dintr-o dată ești preparat și meriți să-L primești pe Hristos. Nimeni nu merită să-L primească pe Hristos. Indiferent cât de mult te spovedești, indiferent cât de mult postești, câte nevoință faci, niciunul nu merităm pe Hristos. De ce? Doare în rugăciunea dinainte de împărtășare, de ce spunem Domnului, învrednicește-mă Tu, Doamne? Dar vrednicia nu mi-o dau eu. Noi credem că ne-o dăm, să știți. Credem că ne-o dăm, dar nu ne-o dăm noi, ne-o dă Domnul. Și secularizarea, dacă nu vom înțelege în termenii despre care vorbește Părintele Schmemann, vom pierde. Occidentul, și Părintele George știe mult mai bine decât mine, intru într-o zonă în care dânsul e specialist, cu acel argionamento, slujbele scurte, n-are răbdare omul să stea, îi grăbici și mai departe. O mesă catolică durează jumătate de oră. Care a fost efectul? Eu nu știu să fi venit mai mulți. Pentru că dacă ar fi venit mai mulți, e clar că bisericile impozante din Occident, o splendoare arhitecturală, n-ar fi trebuit să fie închise. Pentru că nu mai au cu ce să le susțină financiar. Nu pot să plătească impozitele și tot ceea ce ține de întreținerea unei biserici. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe a înțelege ce înseamnă slujbele pentru noi. Am dat exemplu liturghiei, pe care noi o gândim ca fiind centrală în cultul ortodox. Și voi încheia, pentru că deja am abuzat enorm, și să nu mă mai chemați, enorm de răbdarea dumneavoastră, voi încheia cu un răspuns la întrebare. Vedeți că m-am axat mai mult pe secularizare. De ce sfințenia, de ce păcatul este mai interesant decât sfințenia? Pentru că ne este mult mai la îndemână. O ziceți, da, ok, în regulă, asta o știm și noi. Așa este. Însă, este ceva pe care eu, proptindu-mă pe un text al Sfântului Maxim, Mărturisitorul, care dă o definiție extraordinară a păcatului. Sigur că noi trebuie să înțelegem păcatul ca fiind un divorț de Dumnezeu, nu o încălcare simplă a unei legi morale. E divorțat de Dumnezeu. Adam, în momentul în care a mâncat din fructul oprit, din pomul cunoștinței binelui și răului, el a divorțat de Dumnezeu. Dovadă că s-a ascuns de el. Deci o rupere, o fracturare a comuniunii mele cu Dumnezeu. Asta este păcatul. Pe lângă faptul că e un eșec păcatul. În limba greacă, iamartia înseamnă greșirea țintei. Cuvântul acesta, cum l-am tradus noi în limba română, păcat, înseamnă ai greșit ținta. Adică e un eșec existențial, păcatul. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne spune și de ce păcatul este atât de ușor, atât de atractiv, atât de apetisant, îl cultivăm, avem o grădină întreagă în curtea sufletului nostru de păcate pe care le hrănim cu toți. Și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul următorul lucru. Păcatul este întrebuințarea greșită a ideilor. A ideilor. Căreia îi urmează reaua întrebuințare a lucrurilor. Adică vrea să spună Sfântul Maxim Mărturisitorul, că în primul rând, mintiuca ta este afectată. Se creează disfuncționalitate când ai acceptat numai gândul. Și disfuncționalitatea aceasta este cea care îți face un tărăboi la nivel mental, ideilor, mentalitatea ta devine una structurată, afectată, virusată și de acolo ajunge foarte simplu să păcătuiești. Dacă noi nu suntem atenți la minte,
avem acea trezvie, ușor vom ajunge să facem și păcatele. De ce este mai interesant? Pentru că păcatul nu necesită foarte mare jertfă. Când îți asumi această luptă împotriva lui, deja lucrurile se complică. E foarte greu. Și să stai la o slujbă, și să te lupți cu păcatul mândriei, și cu al calomniei, și cu al urii, și cu al mâniei, toate, dintr-o dată, pentru tine, sunt o adevărată corvoadă. Păcatele de mâniat, cât de ușor ne mâniem? Foarte simplu. Pocnii din deci, deci ne-am mâniat. Suficient cineva să fie un stimul extern care să declanșeze starea de nervozitate în noi. Dar totul pleacă de aici. Sigur că aici am putea extrapola trebuințarea greșită a ideilor și după aceea faptelor. Ce înseamnă ideea în capul tău, în mintea ta, cum o purifici. Și vedeți că acum vin științele, neuroștiințele, în cele care ne spun că sinapsele noastre pot fi modificate. Dacă tu îi vei spune permanent creierului tău un lucru, permanent, fie rău, fie pozitiv, el preia comanda și o transpune în corpul tău și devine ca o materie. Pentru că corpul tău, când spun materie, adică se materializează în tine. Deci gândurile și ideile pe care le avem în capul nostru sunt cele care determină și structurează cu adevărat viața noastră. Uitați-vă că Sfântul Maxim Mărturisitorul, o atâtea veacuri înainte, spune un lucru pe care îl spun astăzi oamenii de știință, cei care se ocupă, neurologii, sau cei care cunosc foarte bine neuroștiințele. Închei, iertați-mă cât de coerent am fost. Nu știu, Părinte Ștefan, să nu mă mai chemați, că am vorbit o oră jumătate, nu știu cum, că la 6:30 este 8. Atât a spus Părintele, vedeți? A fost ca un profet, mi-a spus preasfințite o oră jumătate și restul mai vede pentru întrebări. Și zic, nu se poate, prea mult o oră jumătate. Dar m-a smerit Domnul. Iertați-mă că n-am atins și cealaltă parte și cu Sfințenia. Poate venim altă dată și ne întâlnim. Doamne ajută, mulțumesc!